Este exact ce scândură să iau pentru băncuța aia pe care vreau să o fac. Sunt o grămadă de profile aici, habar n-am ce să... O să mai vedem. Așa mă gândesc să fie, ceva de genul pe colțul ăsta. Acolo să fie un spațiu de depozitare. Ceva de genul. Ăsta e cadranul. De aia n-am făcut eu casa asta din lemn, pentru că nu mi iese la fix. Și terasa nu ieși cum am vrut, dar o ieși binișor, dar nu. Nu e chiar exact ce mi-ar fi plăcut. Casa, în schimb, din metal, o ieși perfect. Efectiv, la 10 metri distanță, a ieșit maxim 0,2 cm diferență, ceea ce e super puțin. La lemn, în schimb, mai tai, mai se strâmbă, mai îi strâmb, mai una alta. Asta e. O să iasă fain și bancheta asta, cred că. Se mai dă-n drumul. Arată chiar rău. Chiar a ieșit la fix pe aici, frumos. Ce trebuie? Ce trebuie? Să vedem acum dacă se mai pun niște stâlpi și aici la mijloc. Dar cred că ar mai trebui, că nașul nostru e un pic mai mare. Nu-i gras, e făcut. Și noi tot ce am calculat, am calculat să stăm cu prietenii. Deci așa fac. Am făcut și un pic de spătare aici, așa un pic înclinat. Sper să fie comod. Am prins din partea aia încoace, sper să reziste. Vom vedea, că n-am mai făcut așa ceva. Bine, nici casa n-am mai făcut și o ieșit, da? No. Vedem.
cum fac eu aici, oare? Trebuie să tai scândura așa? Să pe pun? Tu l-ai. Puh, ce complicat e. Ah, da. Da, știu. Da? Tu l-ai comodă-i. Fuuu! Mleană! Șuruburi, dar am terminat. A ieșit beton. Deci cam așa arată. Mi se pare că arată beton. A ieșit și colțul de aici. Să fie tăiate fiecare. A, nu mai am scânduri. Mi s-au terminat scândurile. Și din cauza aia nu-i chiar gata, dar nu-i stres. O să merg să mai cumpăr. Dar arată chiar bine. Și lejer poți să și dormi. De-aia am gândit, așa, să pot să dorm vara. Lejer. Foarte tare. Acum, bun, cam asta a fost. Să vă arăt două, trei detalii. Aici le-am prins așa. Am venit cu asta de sus, de aici, așa am prins acolo. Asta nu-mi place cum e prinsă, că e prinsă de aici din lateral, dar văd că e ce trebuie. I-am dat o pantă așa, la ochi. Cum mi s-a părut comod. Cu astea am venit de aici până în capăt. Scuze, hainele, dar se uscă mai bine afară. Și ăsta e spătarul și după aia o să facem niște bureți și fă de genul. Aici am mers pe aceeași linie, n-am vrut să mă duc invers, că arăta destul de ciudat. Așa îmi place maxim cum arată. Ei bine. Și la vreo 250, 350 de lei de fapt. Mamă, cât spini am în deget. O ieși cam pe la 350 de lei toată băncuța. Nu e așa de mult față de ce găsești prin magazine de cumpărat, mai ales că nu se potrivea la fix în profilul ăla, în locul ăla unde aveam noi. E ok. O ieși și chiar fain. Mai bine decât mă așteptam. E bine. Acum mai trebuie să facem bureții și alea, dar trebuie să găsim. Dacă aveți o idee unde găsim un burete din ăla cu memorie, vreau să fie așa super comod. Dacă aveți idee unde găsim așa ceva, să ne scrieți în comentarii. Mulțumim, ne mai vedem. Pa, pa! Am făcut și o masă din asta, din niște lemn reciclat. Și cam așa se vede seara de pe terasă. Eu zic că se vede super, super fain. Și l-a fix pus aici băncuța asta, încât stai aici sprijinit cu spatele de spătar și ai view-ul ăsta. Poate e un pic cam înaltă balustrada asta, e la 100 de centimetri înălțime și nu cred că ăsta e standardul. Dar o să mă interesez și dacă nu o tai mai jos, o fac mai jos. Foarte fain se vede. Excelent. Am terminat, ne vedem în următorul.